Deseori suntem întrebați care este diferența dintre indicatorul acces interzis și indicatorul circulația interzisă. Indicatorul acces interzis se amplasează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul tuturor vehiculilor este interzis doar într-un singur sens, cu excepția vehiculilor de rută care se deplasează pe o bandă rezervată transportului public de persoane în sensul opus circulației. În general, indicatorul va fi amplasat pe drumurile cu sens unic și la ieșirea de pe teritoriile adiacente, cum ar fi benzinăriile sau centrele comerciale. Indicatorul circulației interzisă se amplasează la intrarea pe drumurile publice pe care accesul tuturor vehiculilor este interzis în ambele sensuri. Acțiunea indicatorului nu se extinde asupra vehiculilor de rută, vehiculilor conduse de persoane cu dizabilități, vehiculilor ce prestează servicii și aparțin instituțiilor în zona respectivă, precum și vehiculilor ce aparțin persoanelor care activează sau locuiesc în această zonă.